capirica acolo, ia, la subvențele. O vine tantă, ia capitan, acolo, ia, și alte știep, care șede pe 9 ani, muie. Aaa, și eu, băi, nere, ăștia scăpeți cu cepurile, înțelegi? Nu da nică, nici chidănie la fiecare pas, ca i-am spus, Lușu Bubacov, așa, care ședeam în Tokyo. A spus că, băi, frate, eu am luat, cum domnul Buzovoi spune, eu am făcut, am luat credite la bancă, am făcut grafic de achitări, că tu îmi dai subvenții, și că la urmă nu de nică. Îi spune, domnul prim-ministru, nu ți-ai rășune să chidănești oamenii, ești un copțul în fața mea. Nu, eu te-am chidănit și arată la Bubacov, ia ca Bubacov. Că ăștia oameni de stat care îți conducă statul, ăștia și oameni serioși, a? Dar uitați-vă și din uitare. Ce puteți să-i numești familia lui Eduard Grama ăsta? Că el a ieșit El a spus că 4,325, 4,355 de tone de grâne a să recolteze Republica Moldova în 2016. Așa roadă nu a fost ultimii 50 de ani. Ia ca musul, ia să chemați-o. Și spune, ia, ne lămurește, bă, de ce numai 2 tone 920, azi sunt cifrele prealabile. E, lasă mai mărească, o leac și așa-i 3 tone. De ce? Într-un stat, cum iubim noi spunem, civilizat și democratic, pentru așa ceva, omul dă demisia. Demnitarul dă demisia, că e rușine să arăt, să ajungă mâine.